Bă, dar nu prea găsesc nimic, fiind nu. Am găsit eu. Cine ești, mă, tu aici? Bă, ce cauți la mine în casă? Cine ești tu? Vor să fiu sclav, iar eu nu accept asta. Cirea așa de pe tor, să zic așa, e faptul că a venit băut. Tu te vezi cum ai ajuns? Numai la băutură ți este mintea, nu-ți dau niciun pahar cu vin. Gata. Am crezut că mi-ești prieten. Nu mai am niciun prieten. Nici nu vreau să mai am prieteni. Noi nu suntem fraieri, nu facem găinerie aici. Firați voi să fiți extraordinar. Noi ne zbatem, dar trebuie să aibă și părinții o contribuție. Da, bineînțeles. Anaisu, nu mai pot. Ce ai pățit, mă? Nu mai pot. Uite-te la mine, ce ai pățit? M-a băgat în banda voastră? Vezi, l-ai supărat și pe ăsta. Eu l-am supărat? Uite cum face, până naiba. Haide-mă, lăsați-mă. Uite-te, băi, ești nebun la cap, ăsta e vinul meu. Ce faci? Hei! Vezi, nu mai pot de bine, auzi, ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu tata? Dependența de alcool este una dintre cele mai răspândite dependențe în lume și odată intrat în acest cerc vicios, este greu, dar nu imposibil, să te vindeci. Mai ales dacă în jurul tău ai persoane dispuse să te ajute pe parcursul acestui proces. Veți vedea astăzi o poveste de familie în care sacrificiul, iubirea și inocența dau nas în nas cu viciul. Oare cine va fi învingător? Familia Bodescu se compune din Anais, Marcel și unicul lor fiu Iulius. După o căsnicie de 17 ani în care s-au realizat financiar și profesional, soții Bodescu trec printr-o perioadă dificilă care îl afectează destul de tare pe Marcel și îl face să își înnece nemulțumirile în alcool, iar după cum știți, patima băuturii este greu de dus, mai ales pentru cei apropiați persoanelor ce cad în această capcană. Salut, vecine! Ce faci, mă? Ce cu tine aici? Ce s-a întâmplat? Să trăiești. Păi ce? Nu s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu vezi, nu mai pot de bine. Auzi, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Sunt fericit. Hai să te ridic ca să mergi acasă. Lasă-mă, ne-a lăsat ușor. Păi, hai să te ridic, nu stai aici, nu vezi. Păi de ce să-mi, dacă mi-e bine, tu vrei să-mi faci rău? Păi cum o să fac rău? Vreau să te duc acasă, te ajut să te ridici, să mergi acasă. Lasă că mi-a făcut alții rău, nu mai vrei să-mi faci și tu rău? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Uite, așa e când ești slugă la șmecheri. Angajat, toată ziua, fă aia, eu îmi fac treaba, am termin treaba. Nu, mai stai, îți mai dau ceva de făcut, că așa e la noi în capitalism. Ăsta e capitalismul nostru. Și eu zic nu, am zis nu. Și uite. Păi cum, da, și la servici, nu trebuie să-ți faci treaba, nu trebuie să... Păi îmi fac treaba, dar nu de două ori, cum vor ei. Am fost șef la o fabrică de piese auto. Întotdeauna eu mi-am făcut treaba. Iar acum, eu am fost concediat. Păi nu se poate, ai făcut ceva, s-a întâmplat ceva, că nu putea să spună pe așa, pe odor în tronc. E gata acum, tu ții cu ei, îi cunoști, oi fi și prieten cu ei. Hai mă, Molaș. Nu sunt, dar așa dintr-o dată tu, haide, te dau afară, cum? Păi nu dintr-o dată, din a doua oară, din a treia oară, nu s-a întâmplat nimic. Vor să fiu sclav, iar eu nu accept asta. Șeful meu este un pămpălău și nu a suportat adevărul. De-aia m-a dat afară. Păi zici și dumneata că ești om vorba aceea în vârstă. Ce interesează pe ei dacă eu îmi termin treaba, o fac perfect? Și după aceea, na, mai vreau și eu să beau ceva, să mă simt bine. Nu e normal. De ce interesează? Păi ia zi-mi. Păi poți să bei, nicio problemă, după ce îți termin treaba, dar nu înainte să încep treaba, că vezi, păi iar nu e bine. Păi nu, dar eu am băut și după aceea zic că vină, că mai e ceva de făcut. Și eram băut. Dar e vina mea? E vina mea? Păi da, a cui e vecine vina? A cui e dacă tu te duci băut? A cui e vina lor? Aoleo, păi înseamnă că dumneata te-o fi trimis ăștia, de ești împotriva mea. Am crezut că mi-ești prieten.
Dă mâna unde? Vrei să mă trimiți la muncă, te pomenești? Nu, băi, vecine, eu am trecut, mergeam spre casă și te-am văzut aici. Și de vină, vreau să te ajut. Mai bine ia o gură și lasă. Nu, vecine, lasă, că beau acasă, nu beau pe stradă. Hai să te duc acasă și bei acasă. Nu mă duci nicăieri. De ce? Hai să te ajut să te ridici. Nu, lasă-mă, că am văzut ce ajutor îmi dai, ai început să mă critici, să știi ceva. Ia gata, hai, că am terminat-o și cu tine, gata. Nu mai vreau să te văd. Alt băgător în seamă. Chiar nu aveam chef să-l văd azi. Am crezut că mi-ești prieten. Nu mai am niciun prieten. Nici nu vreau să mai am prieteni. Bine, gata, hai. Bine, dacă nu vrei să te ajut, da. Asta e bine. Stai aici, da, cât vrei. Extraordinar. Vezi că soarele ăsta nu o să-ți facă bine, o să-ți cadă în cap. Că sunt la umbră, stai liniștit. Cât de trist e să vezi un om în toată firea cu o carieră de succes și o familie frumoasă căzace sprijinit de un gard, dărâmat de puterea alcoolului. Pe șapte cărări sau cum poate, Marcel reușește să ajungă acasă unde îl așteaptă Anaïs, femeia care îi suportă toate ieșirile. Oh, bună ziua! Oh, ai venit în sfârșit! Păi tot de ce? Tot pe cărărui veniși? Cum, hai mă, ce naibă, mă? Deci hai în loc! Nu exagerez, că nu te-am mai văzut treaz de nu știu când. Dar las că te trezesc eu acum, uite ce ți-am pus aici. Aulă, da! Ți-am pregătit. Auzi? Să-ți revii un pic. Merg și asta, dar vreau și eu un pahar de vin. Alb. Roze, merge și roze. Nu mai rezist la atâta stres. Acasă stres, la muncă stres. Nu mai pot. Tu te vezi cum ai ajuns? Numai la băutură ți este mintea, nu-ți dau niciun pahar cu vin. Gata, i-ai băut destul. Anaïs, mă, ce aveți, mă? Ce-ți... Ce-mi dai, mă? Ce... Ceva acru, să-ți revii. Tu glumești, nu? Ceva acru, să-ți revii. Hai, te rog frumos, ia asta de aici, că văd că deja trece în glumă. Hai, dă-mi, dă de la rozei. Nu-ți dau nimic, ei și mănânci. Bă, mă lași. Uite așa. Ce-mi dai să mănânc? Gogoșar cu murături? Băi, ce-am făcut? Da, să te trezești. Tu nu vezi că nu-ți mai revii? Să trezi, bă, ia uite, ce naiba? Haide, mă, Anaïs. Haide, Marcele, taci și mănâncă. Ia uite, mie mi-e foame și ea vine la masă și mi-aduce murături. Halal femeie mi-a mai luat. Ai fost și tu astăzi undeva? Să-ți cauți și tu un loc de muncă? Vezi că mă zbat singură? Am obosit, Marcel. Nu mai pot. De dimineață până seară muncesc. Vin acasă, nu știu cum să mai învăț capul de treburi. Anaïs. Ție nu-ți pasă de nimic, Marcel, doar cer de băut. Aoleu, mă doare capul. Anaïs, te doare capul, te vreau frumos. Să știu, ai fost să-ți caut de muncă, ai spus că îți caut. V-am spus, dar nu era nimeni. Unde ai fost, la cârciumă? Iubito, tu câștigi destul de bine. De ce îți faci atâtea probleme acum? Că nu avem bani în casă. Nu, niciodată nu o să câștig destul de bine. Să întreținem o dita mai casa. Avem un copil, termină acum liceul, intră la facultate. Ne trebuie bani, Marcel. Din ce trăim? Dintr-un salariu trei inși și cu un copil care trebuie să studieze. Eu, când vin acasă, vreau să stau liniștit. Nu să-mi facă mie una la cap. Taca, 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 taca. Ai grijă că eu am fost băiat bun cu tine întotdeauna. Dar schimbăm placa, să știi, Anaïs. O schimbăm? Păi cum adică? Eu vin, nu pot să mă adică simt bine în casa mea? Casa ta? Da? Ar trebui să-ți fie rușine că nu ești în stare să o întreții. Ai uitat? Ai uitat cine ți-a dat casa asta? Ai luat totul de-a gata și nici măcar... Hai să bem un vin, asta vreau. Asta vrea taică, să bea. Toată ziua vrea băutură. Hai gata, ce voi? Hai gata. Hai gata, că m-am supărat. Să ne liniștim, stați un pic. M-am auzit de sus că urlași. Ce aveți? Ce-i tată iar? Iar vrei să bei? Băiatule, am venit și eu ca om, am fost, am căutat, m-a bătut soarele în cap, vreau și eu un par de vin. Sunt sătul de scandaluri. La noi în casă e din ce în ce mai rău. Iar cu tata nu te mai înțelegi. Nimeni nu mă mai înțelege. Nevastă mea are din ce în ce gura mai mare și mai nou îl învrăjbește și pe fiul împotriva mea. Vezi? L-ai supărat și pe ăsta. Eu l-am supărat? Uite cum face, pe naiba. Haide mă, lăsați-mă. Uite băutura, băi, pune gura. Băi, ești nebun la cap, ăsta e vinul meu. Ce faci? Hei, ce faci? Te dai la copii? Băi, ia uite bă. Te dai la copii? Lasă băiatul în pace. Că și așa ai făcut destul rău. Ia mă și bea. Hai mă, bă, bea.
propria mea casă, nu pot să beau un pahar de vin. Propria ta casă. Băi, ce ați făcut, mă? Ce sunteți voi, mă? O bandă de inamici. Ia ieșiți afară, mă, în cazul ăsta. Hai, mamă, și lasă. Hai, mamă. Eu tot mi-a vărsat vinul, bă, băiatul. Nu o să mai vezi tu nimic de la mine, niciun vin. Cu toți, ia uite, bă, vinuțul meu. Nu îl mai recunosc pe Marcel. A devenit o persoană pe care nu o mai vreau în preajma fiului meu și în preajma mea. Nu mai suport comportamentul, a nebunit de tot. Trebuie să înceteze cumva. Firați voi să fiți extraordinar. Uite, bă, nu mai e nimic, bă. Uite, bă, pe cine am crescut eu. Când ajungi să-ți dai la o parte familia pentru un viciu, lucrurile sunt extrem de grave și doar cu ajutor specializat poți reuși să treci peste astfel de episoade. Dar cel mai grav în situația de față este că faptele domnului Marcel se răsfrâng asupra deciziilor fiului său, Iulius, care nu are gânduri prea bune. Haide, mă, mai vine ăsta sau ce face? Hai, mă, că trebuie să ajungă. Când? Las că vine el. Las că vine el. E pe drum. Ne ia la mișto. Nu, mă. Aia face, ne ia la mișto. Auzi, finuțele, da. Crezi că o să vrea să facă parte din banda noastră? Eu sper, frate, dar cred că e cam pămpălău așa. Nu știu, îl simt. Bă, îl conving eu. Suntem prieteni de ceva timp. Am fost colegi în gimnaziu și acum are niște probleme cu taxul, cu masa, nu știu, a rămas taxul fără serviciu, e un bețiv. A venit iar la mine să-mi spună dacă îl ajut și pe el să facă rost de niște bani, dacă... A zis, bă, hai să vedem. Și crezi tu că e în stare să facă el așa ceva? Bă, încercăm. Dacă nu vrea, dacă nu poate, lăsăm. Că da, nu... Tu garantezi pentru el, frate? Nu pot să zic că garantez pentru el, finuțule, dar încercăm. Știu că au ceva bani. Acum ți-am spus, taxul nu prea are serviciu, dar aveau bani. Când eram în școală, nu ducea lipsă de nimic, mă trata așa de sus omul. Uite că vine. Iulius, ce faci, bro? Hai, salut! Hai, noroc! Salut! A întârziat de la prima întâlnire. Salut, salut! Salut! El este finuțul. Îmi pare bine. Iulius. A fost colegi în gimnaziu. Mă băgați în banda voastră? Da, bă, da. Ia stai tu așa puțin, cam tu ai mai... Ai mai avut... Ai mai făcut infracțiuni, chestii? Sau ești de ăsta de... Băi, șefule, sincer, n-am mai făcut infracțiuni până acum, dar ce-mi dai să fac, aia fac. Adică duc treaba până la capăt. Sunt sigur că intru în ceva, eu intru în ceva și mă duc până la capăt. Stai așa. Deci ai zis dacă te lăsăm să faci parte, da? Da, păi asta vreau. Trebuie asta să treci un test. Trebuie să ai sânge rece în tine, mă. Să fii bărbat. Și ce test? Testul supremie pe teren, nu aici noi între noi. Toată lumea are tupeu până îl pui în fața faptului împlinit. Eu am mare încredere în Gogu. M-a asigurat că are câteva metode prin care putem face bani frumoși și rapid. Fii atent. Tu... Să nu mă pune să fac ceva... Nu, frate, ascultai la finuțul, că el știe. Nu faci mă rău, mă. Ia zi finuțule. Fii atent, te duci tu acasă, mergi la... Ai tăi la pâine? La tine acasă, frate. Mergi la tine acasă și vezi tu ce-i bun pe acolo. Bijuterii, ceva, un televizor, ceva, faci și noi un ban. Ce zici? Cum adică? Ca să faci noi un ban, la când de treabă, frate. La maică ta, la taică tu. Și și tu, ce e mai bun pe acolo? Aur, de exemplu, nu știu. Cum să fur din casă de la părinții mei, de la... Da, mă, da, mă, frate, voi ai venit aici să facem treabă sau ai venit să ce, mă? Vezi după și vezi după... Băi, oameni, eu vreau să iau bani, să fac bani, să-i bag în casa mea, nu să fur din casa mea. Nu, 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 bă, așa ceva, nu. Ce pretenții să am eu, mă, de la tine să intrăm peste alții în casă, pentru că poți să intri la tine în casă să faci ceva? Da, păi, bă, la mine în casă intru oricum, am cheia și intru, dă-mi altceva. Te rog eu frumos, dă-mi altceva. Dacă tu ești în stare să fur de la tine din casă... Păi e simplu, mă, Gogule, băi, fur de la mine din casă, doar intru în casă, e casa mea, ce... Da, mă, dar intru mai simplu decât să intrăm în altă casă? Păi de ce să fur de la mine din casă? Ce sunt nebun să fur de la mine? Am eu un dinte împotriva lui Iulius, că până să aibă probleme taxul, mă privea așa de sus. Măi, oameni buni, să fur de la maica mea din casă, mama săracă, știți în ce situație e și cu tata și mai departe? Eu vreau să-i fac bine, nu să-i fur. Bine, mă, bine, mă, băi, omul, e mama. Stai, mă, liniștit că te-am testat, gata. Ia uite, mă, ești nebun. Stai liniștit, fii atent. Bine, mă, era mișto. Gata, hai. Să fac infarct, ați nebunit? Bă, mă, lași pe mine să vorbesc, hai că am un pont, fii atent, că de asta te-ai și chemat. Am aici în zonă pe cineva, e un bătrân, intrăm peste el, facem și noi un ban, are lucruri prin casă, televizor, bijuterii, omul a lucrat prin afară. Și știi tu că nu e acasă, sigur? Eu știu, eu am și eu persoane care mă informează. Dar să nu dau nas în nas cu el. Nu dai nas, e un moș, și dacă dai nas în nas cu el, ce? Îl filmăm de câteva zile bune. Am vrei să treci testul, da? Vrei ce sau nu vrei să faci parte? Da, vreau, Gogule. Asta e testul. Băiatul ăsta nu-mi inspiră că ar face ceva bine, dar totuși trebuie să existe și o verigă slabă.
Băi, ok, mă bag cu ce să zic, am zis că vreau să fac asta, fac asta. Atunci asta rămâne. Dar să nu fie, nu știu, vreun vecin de al meu, că mă recunoaște. O fi, n-o fi vecina e, frate. Nu e acum, Iulie, să-ți băgăm mergem până la capăt. Păi da, mă, dacă îi spune lui tata, nu îi spune, mă, praful, băi, prieteni. Avem noi grijă să nu îi spună, frate, oricum să-i liniști, că nu o să ne vadă nimeni. Băgăm o cagulă pe față, îmbrăcat totul în negru. Mă, nu știu ce trebuie, hai că lucrăm cum trebuie, nu suntem fraier, nu facem găinerii aici. Prin Gogu am ajuns la Finuțul. Ăsta are cele mai bune ponturi de spargeri. Hai. Bine, mă, dacă așa, hai să mergem. Hai, gata. Hai, bine, hai să vedem. Hai să vedem. Mergem. Ce faci tu? Hai, mă, că o să fie bine, o să vezi. Doamne, ajută, să fie bine. Ce păcat! Influența prietenilor și situația dificilă de acasă îl determină pe Iulius să aleagă un drum greșit. Alături de partenerii lui de furt, se echipează și se pregătesc de o primă spargere în trei. Oare adolescenții aceștia știu la ce riscuri se supun? Sau adrenalina și bunurile de care ar putea face rost nu le mai dau voie să conștientizeze care este de fapt realitatea? Bă, dar nu prea găsesc nimic, Finuțule. Am găsit eu. Ce ai găsit? Ia. Sunt bune, frate. Da, mă, sunt bune. Hai să mergem, că nu mai e nimic. Hai, păi și ce facem acolo? Face ceva, nu știu, nu mă interesează. Îl lăsăm... Suntem singur? Da, mă, se descurcă. Haide, hai, mă, hai să mergem. E, acum a ajuns la mâna mea. Eu l-am băgat în combinație, dar e pe cont propriu. E pe cont propriu. Asta da prietenie, dar se pare că nici voi nu ați fost precauți pentru că proprietarul casei tocmai ce a ajuns și nu pare deloc încântat de vizita voastră. Așa că fugiți cât vă țin picioarele, căci vorba aceea, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă, nu-i așa? Păcat că Iulius nu mai are timp să fugă și va trebui să dea socoteală pentru cele întâmplate. Așa cum au plănuit bunii lui prieteni, unul trebuie să plătească în fața legii. Cine ești, mă, tu aici? Bă, ce cauți la mine în casă? Cine ești tu? Stai mă așa, mă. Cine? A, tu ești, mă, copilă, fiul. Bă, nu mă așteptam la tine. Tu la mine în casă, ce cauți la tine? Stai mă așa, că dau telefon la poliție. Ce nu ți-am dat? Ce cauți la mine în casă? Cu cine ai fost? Ai fost cu ea, dar stai așa că da. Stai așa că dau telefon la poliție. Stai mă așa, mă, stai așa. Alo. Am o spargere. Da. Stragere și numărul. Da, l-am prins pe unul. Da, vă aștept. La una ca asta nici că m-aș fi așteptat vreodată. Iulius să facă așa ceva? Mi-au tras clapa și domnul ăsta știe pe tata, am intrat rău în belele. Băi, băiatule, tu pe mine mă furi, m-ai crescut în ochii mei, m-ai crescut în ochii mei, am fost lângă tine, mă. Tu pe mine ai găsit, mă, te-ai găsit să mă furi, tocmai pe mine? Dacă veneau acasă fiica mea sau nevastă mea, nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat. Copleșit de vorbele vecinului său, Iulius știe că nu mai are scăpare și va trebui să răspundă pentru faptele lui în fața organelor de poliție. Acasă la el, Anais nici nu bănuiește prin ce trece acum fiul ei, pentru că este prinsă cu treburile casei și cu Marcel. Ce faci, iubito? Încalci cămașa mea preferată? Auzi? Mă ironizez sau... Da. Mi se pare. Normal că-ți calc. Trebuie să fac treabă și acasă, și la servici, și peste tot. Că tu ești ocupat cu paharul, ce să zic? Asta e bună. Se strică vinul. Trebuie să te ocup de vin. Zău, Marcel, crede-mă, vorbesc foarte serios. Bagă-ți odată mințile în cap, încetează odată cu porcăria asta și revino-ți, Marcel. Marcel, eu nu pot să muncesc toată ziua pentru tine, să-ți iau ție de băut. Nu să nu mergi cămașa. Stai tu liniștit. Nu ți fă griji de asta. Tu mai bine fă-ți alte griji, Marcel. Du-te și caută-ți de muncă, pentru că eu nu mai vreau, m-am săturat. Să știi că eu... Chiar nu mai vreau să fac asta. Așa era taică, mă, du-te la muncă. Așa era taică muncă, tu. Du-te la muncă. Uită-te la tine, nu pot să duc o discuție cu tine. Tot timpul ești numai cu băutura în nas, Marcel. Băi, cald, nu vezi, de la fierul ăla al tău. De la fierul ăla. Dar mai încet. Da, eu pot să calc pe căldura asta, eu pot să fac de toate. Tu nu poți decât să bei, Marcel. Te rog frumos, dacă nu-ți bați mințile cap, să știi că eu îl iau pe Iulius și mă duc la tata. Și te las aici singur să văd cum te descurci. Poate că așa o să te trezești. O să fii și tu responsabil. Așa cum erai odată. Nu știu ce ți-a intrat în cap, nu știu ce ți s-a întâmplat, de nu-ți mai revii. Hai, mă, lasă-mă, că mă doare și pe mine capul. Te doare și pe tine capul. Pe mine nu mă doare, Marcel.
Că nu mai știu încotro să alerg. Și eu, care venisem cu gânduri pașnice la ea. Și ea, uite cum mă repede. Nu am nicio putere asupra lui. Face exact ce vrea și când vrea. E, vezi că sună. Sună! Al tău e, nu? E. Tu ia și bea, Marcel. Da, asta e bun. Alo? Ia da. Alo? Bună ziua. Da? Da. Poftim? De la poliție? Păi cum? Nu se poate! Cum? Ce-a făcut? Doamne, unde ne-au adus toate nenorocirile lui Marcel? Am o cruce grea de dus. Da, da, vin imediat! Dă-mi da, mâine. Da, da, mulțumesc! Da, da, la revedere! Ce poliție? M-au sunat de la poliție, Marcel Iulius! A furat și e reținut, trebuie să mă duc neapărat acolo! Ce-a furat? Ce-a furat? Nu știu! Acum mă duc să aflu, trebuie să mă duc să văd ce s-a întâmplat! Mă, poate e o glumă! Nu este nicio glumă! Este vorba despre copilul nostru! Da, au dat nume, adresă, tot și au spus să ne ducem imediat acolo, să mă duc eu! Cum să fie la poliție fiul meu? Asta m-a făcut să mă trezesc instant! Dacă nu iau măsuri drastice, se va duce de râpă toată familia asta. Dă-te păi la o parte nu, că... Nu, hai să mergem împreună, gata. Ce hai să mergem împreună, Marcele, în halul ăsta, să mergi acolo cu băutura hai în nas, că nu să faci mai multe probleme, nu că uite gata, unde hai s-a ajuns, din hai, cauza eu ta. Pe ăsta și mergem. Stai aici, unde să te duci tu? Poate această întâmplare îl va trezi la realitate pe Marcel și va conștientiza că familia lui se destramă încet încet. Anais este la capătul puterilor, iar Iulius a luat-o pe căi greșite. Veștile rele circulă repede, așa că diriginta lui Iulius își dorește să discute cu Anais despre cele întâmplate zilele trecute. Bună ziua! Ce faceți, doamna Budescu? Ce să fac? Am venit să discut cu dumneavoastră. Cred că mă dați seama de ce v-am chemat, nu? Bănuiesc. Să știți că situația nu este prea roză pentru Iulius. Da, cum de s-a întâmplat așa ceva? Nu deci știu. Mie nu vine să cred așa ceva. Nici mie nu vine deci să cred, deci credeți-mă. Deci chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu copilul ăsta. Cum e posibil? Explicați-mi și mie. Ce s-a întâmplat? Nu știu, doamnă, ce să vă spun. El e un băiat bun, cum adică? Deci eu am crezut că nebunesc, că n-am auzit că a fost chemat la poliție pentru furt. E posibil așa ceva? Vă închipuiți ce simt eu ca mamă? Eu știu cum l-am crescut, eu știu că e un copil bun, niciodată n-a făcut probleme, dar mă gândesc că situația de acasă, ce să vă zic, uitați, avem o situație cam delicată pentru că soțul meu cam luat o razna. Adică, în ce sens? Cum adică a luat o razna asta? Și-a pierdut serviciul și din cauza asta a început să bea. Și nu ne mai înțelegem cu el. Și eu și copilul tot încercăm să-l punem cumva pe picioare, să explicăm ce și cum a căzut într-o depresie. Ascultați-mă puțin, sfatul meu. Gândiți-vă că este la liceu. Și urmează bacaloreatul. Dacă noi nu ne implicăm acum, dacă copilul ăsta scapă din mâini, nu va fi prea bine. Știu. Înțelegeți-mă, știu. Eu mă implic pentru că sunt diriginta lui și îmi pare rău pentru că chiar este un copil bun. Să știți, el este un elev foarte bun. Iulius este un copil bun. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și doamnei diriginte că nu a fost exmatriculat. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință să-i mai dau băiatului o șansă. Am încredere că doamna Bodescu îl va ajuta. Doamna dirigintă, vă dați seama că eu nu vreau să se întâmple așa. Eu mi-am dat toată silința. Copilul este doar, știți, n-a făcut niciodată probleme. Nu știu ce s-a întâmplat. Gândiți-vă, cred că asta este explicația. Că important este că nu i s-a făcut cazier. Dacă se întâmplă doamne, și chestia asta, doamne, gândiți-vă la viitorul deci lui, că era eu sunt terminat. Șocată. Credeți-mă că sunt terminată. Nu mai știu cum să mă descurc. Alerg toată ziua la serviciu, că asta este problema. Rămânând singură. Asta este problema multor familii. Părinții sunt prea implicați cu serviciile și scapă din mână copiii. Copiii intră în tot felul așa de anturaje. Așa este, dar dacă soțul meu nu mai dubioase aduce bani, și... gândiți-vă, sunt singura care vine acasă cu bani și știți cum e
plătește aia facturile. Are. Nimeni nu înțelege, trebuie să muncesc, să aduc și să-mi reglez toate cele acasă. Eu vă înțeleg, și copilul, dar... ca să mă ajute, probabil în mintea lui de copil, vă dați seama ce eu fi trecut lui prin cap, vede discuțiile dintre noi, vede situația, mă vede pe mine toată ziua stresată, supărată, că alerg încolo încoace și că taicăsu nu mai face pur și simplu nimic, stă toată ziua pe canapea și bea. Copilul ce s-o fi gândit? Să mă ajute, vezi, Doamne. Asta a fost explicația lui, deci... că mamă, n-avem bani, că trebuia să vin și eu cu un ajutor, că știi că te iubesc și văd că tu atâta te dai peste cap și tata, bla, bla, bla. Și uitați ce a făcut. Copilul ăsta este foarte bun. Niciodată n-am avut o problemă cu el. Ar fi păcat să se piardă chiar acum, înainte de bac. Trebuie să pun piciorul în prag, să mă concentrez asupra lui Marcel, să intru foarte tare în el să-și revină, apoi toată atenția mea să fie asupra lui Iulius. Să știți că, în afară de faptul problema cu poliția, notele au început și ele să dea de înțeles. Haideți să vă arăt. Are foarte multe absențe. Deci are foarte multe absențe. Poftim? Uitați absențe? Și dumneavoastră. Una, Doamne! Două, trei, patru, cinci. În general, la prima oră. Are peste 20 de absențe. Meu, gândiți-vă, vai, că eu nu am cum, efectiv, nu am cum să le motivez. Doamne, dar n-am știut. Habar n-am avut eu. Eu am discutat cu el zi de zi, îmi povestește, nici nu mi-a trecut prin cap că ar face așa ceva. Gândiți-vă, vai, că nu pot efectiv face rost de o scutire medicală, ceva, chiar nu pot, o să fiu trasă la răspundere de doamna director. Cum să motivez eu așa absențele fără nicio bază legală? Vă mulțumesc din suflet că sunteți atât de bună și înțelegătoare, doamna dirigintă. Gândiți-vă că ăsta este rolul nostru, ca profesor, ca dirigintă, eu mă implic mult mai mult, dar vreau și din partea dumneavoastră. Dar cum să nu? Discutați ferm cu el și spuneți să se țină de școală, să lase prostiile, că asta este baza lui acum. Credeți, școala. Nu-i spun, dar câte discuții am avut după ce am aflat ce a făcut. Deci sunt terminată, credeți-mă, și mi-a promis că o să fie bine, că așa a considerat, nu știu ce-o fi fost în capul lui. Să știți că anturajele distrug copiii. Credeam că îl țin în frâu și că știu tot ce face, dar se pare că m-am înșelat. Noi ne zbatem, dar trebuie să aibă și părinții o contribuție. Da, bineînțeles, da, bine, vă promit că o să fac, o să rezolv această situație, o să iau atitudine. Ne mai auzim, vă mulțumesc legătura, din suflet, vă rog, doamna dirigintă. O zi frumoasă. O zi bună și dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Așa este. Copiii, indiferent de vârsta lor, au nevoie de sprijin în astfel de momente, iar cea mai bună și sigură mână de ajutor este a părinților. Bunicul o să aibă grijă de tine, tu o să-ți vezi de treaba ta cu școala și atât. Nimic altceva nu ai de făcut. Uită-te la mine, nu mai pot. Uite, nu pot să-mi stăpânesc nervii. Doamnă, atât de mult să-l iubiți pe soțul dumneavoastră? Este un bărbat mândru, nu vrea să arate asta, dar el regretă foarte mult și ar vrea să se întoarcă la firmă. Deci eu te ajut cu Julius. Da. Vin și îl iau diseară. Știi de ce te-am chemat astăzi aici? Hai mă, nice, pe cuvânt, gata, hai, o luăm de la capăt, chiar exagerez. Extraordinar. Băi, femeie, băi, voi vă bateți joc de mine, mă? După discuția avută cu diriginta lui Iulius, Anais nu stă pe gânduri și trece la fapte pentru că își dorește ce e mai bun pentru copilul ei. Știi de ce te-am chemat astăzi aici, da? Da, mamă, știu. Știi? Știu. Foarte bine. Bine că măcar îți dai seama de nenorocirea pe care ai făcut-o. Iulius, cum ai putut să faci asemenea nenorocire? Mamă, am simțit că trebuie să iau frâiere, să fac ceva, să te ajut cu bani, să fac rost cumva de bani. Așa? Furând? Făcându-te de râs? Hai, mamă, nu m-am făcut de... Cum nu te-ai făcut? Iulius, tu ești un copil dintr-o familie bună. Diriginta ta oarecum a fost destul de înțelegătoare, că putea să-ți facă mult mai mult rău. Oricum, știi, nu mă bine? Suportă foarte bine. Știi că de când eram în clasele mici, dar nu mă suportă deloc. Cum, dragă, să nu te suporte? Ce ai? Ce, ok, bine. Ce-am făcut? Poate n-am făcut
exact ceva bun, da? Dar intenția n-ai mea a fost bună. N-ai făcut nimic bun. Deci, să nu te mai prind cu tipii ăia. Să nu, nu le spun altfel. Da? Nu mai mă duc cu ei. Nu te mai bagi în găști din astea tâmpite, nu te mai bagi în prostii, nu așa se face rost de bani. Mă lași pe mine, da? Păi eu știu mai bine ce am de făcut. Tu ești singurică, mamă, nu poți să te ajut și eu cu ceva, sunt băiatul nu, tău. Nu, tata, nu așa. Dar tata m-am săturat. Ai văzut și tu cum m-am săturat de el până peste cap. Ai Iulius, văzut? Ce vrei să facem? Încetul cu încetul, lucrurile se vor aranja. Dar ți-am spus, noi suntem oameni maturi și ne rezolvăm noi treburile că și problemele. Că tot vine vorba nu de tata. Nu te bagi tu. Ce mai e cu tata? Ce se întâmplă cu tata? Asta se întâmplă, ce vezi și tu? Regret că m-am băgat în astfel de prostii pentru că știu că o fac pe mama să sufere. Tu trebuie să muncești din greu, să înveți, să-ți iei bacul și să mergi mai departe nu la fac o probleme, facultate. Mamă, de asta. Eu doar am vrut, că știi că la școală învăț, da? Nu sunt eu cel mai bun să excelez, să am 10 părinte, dar învăț la școală, da? Învăț. Dar ce am vrut să fac a fost... din intenția de a te ajuta, mămicu. Eu am înțeles, dar nu ai făcut bine și te rog frumos de acum încolo să nici nu-ți mai treacă prin cap asemenea prostii. Bine, hai, lasă asta. Zi-mi cu tata, ce-i de gând cu tata? Ce să am de gând cu tata? Cu tata o rezolv eu. Tu, ți-am spus, ce tu te concentrezi doar pe școală, Iulius. Bine. Eu cu tati o să discutăm, o să am multă răbdare cu el. Deja a început să înțeleagă, am eu planurile mele. Nu te interesează pe tine. Deja m-am gândit la niște... situații pe care așa o să le pun în aplicare, ce? Dar fii atent. Vreau să te mai întreb ceva. Da. Ce e cu absențele alea, Iulius? Ce-i drept, te-am mai chiulit așa. Am mai fost la un suc, la un biliar cu colegii, dar până la urmă n-am făcut nimic deplasat. Ce e cu absențele alea? Tu știi ce am simțit când am văzut câte absențe ai? Copilule, tu faci... Mama, mergi așa dintr-una într-alta. Să mă duc la toate cursurile, mama, și orele. Ia iurea, așa, mă duc la aia de geografie. Ce, să-mi pună patru, că nu știu o întrebare. Măi, acum dar, pune, dar pentru dar ce să mai mă duc? Dar nu ești o măsură, Iulius, te duci la ore și înveți. Faci prezență. Pe unde, bănănăi? Pe unde? Cu golanii? Nu, mamă, cu prietenii, cu Andrei. Planuri, cu Andrei. Pleci de la școală să te duci să furi? Sau cine știe, nu mâine, poi mâine, dai în cap la cineva? Te rog frumos, te rog frumos. Bine. Să pui punct la asemenea tâmpenii. Să nu te mai gândești la asemenea nenorociri. Bine, te rog foarte mult. Mi se rupe sufletul. Știu că el a făcut toate astea doar ca să mă ajute. Dacă Marcel nu ar fi luat-o razna, nu am fi ajuns aici. Da, mă, bine, am înțeles. Cu școala, cu absențele, am înțeles. Gata, am înțeles. Da. Dar cu tata, ce-i de gând cu tata? Cu tata ce să am de gând? Deja m-am gândit la o soluție pe care trebuie să o pun în aplicare. Fii atent. Ca să mă concentrez pe tata, tu nu trebuie să mai fii acolo. Cum adică să nu mai fiu acolo? Să dispar? Ce să fac? Nu, nu dispari. M-am gândit să mergi la bunicu o perioadă. La ce? Să mergi la bunicu o perioadă până se... Mamă! Până cum? Se mai ameliorează lucrurile mamă, acasă. Mamă, cum să mergi la bunicu? Doar știi cât de strict ești, ce fel de om e. Da? Este bunicul tău. Mamă. Tu știi foarte bine că mai te mamă iubește foarte mult și îți vrea binele. Mai mamă, și ne vrea binele. Mai mamă, nu pot să stau cu omul ăla. Ai văzut cât de strict ești, cât de dur ești și că cum așa să nu stai, Iulius? Nu pot să stau. Și plus că e departe de liceu. Dar lasă cât fac până la liceu? Lasă că se ne descurcăm. Asta e problema, Iulius. Vrei nu vrei, trebuie să accepti. Ca să rezolvi situația de acasă, tu nu mai trebuie să fii în preajma acestei situații pentru că îți face rău. Vezi foarte bine unde ai ajuns. Ce bine, ai ajuns ai să faci? Dreptatea ta, dar bunicu? N-ai altă variantă? M-am tot gândit. Iulius are nevoie de liniște în perioada aceasta și la tata se va axa pe tot ce are de făcut. Trebuie să recunosc, de bunicul îmi este un pic teamă pentru că știu că este foarte exigent și nu pot mișca nimic fără să știe el. Nu, o să mergi la bunicu, iar eu o să stau concentrată numai și numai pe situația de acasă, pe tata, da? Bunicu o să aibă grijă de tine, tu o să-ți vezi de treaba ta cu școala și atât. Nimic altceva nu ai de făcut. Tu trebuie doar să înveți și atât. Restul lași păi pe spatele meu. Păi și liceul că e foarte departe, nu poți să merg atâta pe lasă jos. Lasă, dragă, că te duce bunicu dacă este nevoie. Păi nu da, e asta problema. Ca să râdă colegii de mine că mă duce tata e până la școală și înapoi. Da? E bine, acum de mine stăm în asta. Râd colegii de tine. Termină odată că ești dita mai băiat, te duci la școală, îți vezi de carte și stai la bunicu până rezolvi situația și cu asta basta. Și așa ai făcut. Ai făcut-o cu vârf și îndesat. Cel mai rău mi-este teamă ca mama să nu pățească ceva cât timp nu sunt eu lângă ea. De la tata mă pot aștepta la orice. Mi-am imaginat că nu o să-i convină ideea.
dar nu mă interesează. O să fac tot ce este mai bine pentru el. Bine, mamă. Dacă altă variantă nu e, eu îmi doresc să fii bine, pentru că te iubesc mult. Îmi doresc să fii bine și tu și tata. Și dacă altă variantă nu e cu ăla... Nu. N-am ce să zic altceva, mă, sacrific eu aia. Mergi la bunicu, hai să mergi. Mergi la bunicu și o să fie totul bine. Dacă asta este soluția cea mai bună pentru familia Bodescu în acest moment, rămâne de văzut. Între timp, ca de obicei, lui Anais îi revine sarcina cea mai grea, să-i spună tatălui ei adevărul. Să rămână! Tati! Să rămână! Ți-am dat cafeluța mai întâi. Mua. Ce faci? Mamă, ce bine arăți! Bravo! Păi, se vede că sunt fata ta. Da, da. Ce s-a întâmplat? Of, tati! Ce să se întâmple? Uite, sunt foarte, foarte necăjită. Nu se vede trebuie pe fața ta, înseamnă că ești rezistentă. Trebuie să stau de vorbă cu tine. Te rog. Măi, tati, nici nu știu cum să-ți zic că... Mă, zi-mi direct cum am fost noi o viață întreagă. Este vorba despre Marcel. Aole. Marcel a luat o razna. S-a apucat iar de jocuri? Nu, tata. Nu de jocuri, dar ceva asemănător, adică la fel de rău. Aole. S-a apucat de băutură. Tata m-a ajutat în situațiile cele mai grele, cum este cea de față. Uite ce s-a întâmplat. A fost dat afară de la serviciu și a luat o razna, dar razna rău de tot. Nu mă mai înțeleg cu el, nici măcar Iulius nu mai poate să aibă efect asupra lui. Deci pur și simplu nu ne mai înțelegem. Toată ziua stă și bea. Ginerele meu trebuia să țină de servici, ca să-și țină familia, că restul le-am asigurat eu. Casa e dată încă dinainte de căsătorie. Deci au casă, au tot ce le trebuie. Marcel al meu stă toată ziua pe canapea, bea și în afară de asta mai și cere, adică dă-mi, adu-mi, fă-mi. Și am spus, măi, Marcel, trebuie să te aduni, nu ești singurul care pățește așa ceva, se mai întâmplă, hai să ne punem pe picioare, dar hai împreună, nu mă lăsa singură. Ce crezi că s-a întâmplat între timp? Tată, mi-e și frică să spun. Spune. Iulius s-a înhăitat cu niște vagabonzi. Cât de cu minte era el? Da, măi, tată, și ce crezi că a făcut? De mila mea, văzând că eu mă zbat atâta și tasul e așa cum este, s-a înhăitat cu ăștia, tată, și s-a dus și a furat. A furat asta dintr-o locuință. Și l-a prins. Bineînțeles, dar norocul este că nu a scăpat ușor, adică nu l-au băgat cu dosar cu astea. Dar el n-avea antecedente, dar, de... Nu, dar doar și pe Iulius, măi, tată, mă, dar nu-mi vine să cred. Ca să vezi și tu situația de acasă, să vezi și tu copiii cât sunt de afectați. Sunt lângă tine, treci într-o situație foarte grea, mai pe mine lângă tine. Nu-mi vine să cred ce aud, nu-mi place deloc. Eu știu că pe tata îl consumă foarte mult aceste lucruri. El vrea să mă știe bine pe mine, cât și pe Iulius. Zim, cum pot să te ajut? Tati, tu întotdeauna m-ai ajutat și știu că de data asta o să răzbim tot împreună. Fii atent la ce m-am gândit. Da. Îl iei tu pe Iulius. Perfect, ai dreptate. Are bac. Am fost la școală. Diriginta este o femeie extraordinară. Ne-a ajutat și acum a putut. Dar trebuie... Păi stai, mă, că el era premiant, era... Era. Bine, am înțeles. Deci eu te ajut cu Iulius. Da. Vin și îl iau diseară. Vii tu. Da, tu să-i pregătești lucrurile, eu pac, am venit și l-am luat. Nu vreau să am o discuție cu Marcel, da, că cine știe ce-i mai zic. Tu trebuie să răspunzi. E cea mai bună soluție, că e cu bacul, e cu... Și da, vreau să fie liniștit și să nu mai vadă tensiunea asta, vezi, îl face și pe-l suia rază. Știi că eu mă înțeleg foarte bine cu copilul, așa că bine, o să facem... Bine, deci așa rămâne. Da. Anais este singura mea fată. O iubesc de nu mai pot. Iar de nepot, ce să mai zic? Este lumina ochilor mei. Mai vreau să te rog ceva, tată. Zi. Am nevoie de niște bani. Bine, mă, bine. Cât ai nevoie? Păi, 1500. Ți-i pun pe card. Uite acum, imediat. Să rămână tati. Deschid. Bine. Hai, te pup. Fii tare. Bine, fii tare, hai, eu sunt lângă tine. Te pup, papa. Un părinte este sfânt, iar la el poți găsi înțelegere și ajutor atunci când te afli pe marginea prăpastiei. Anais este o norocoasă că încă se poate bucura de ajutorul tatălui ei. Zilele trec, iar starea lui Marcel se înrăutățește în lipsa alcoolului de care a stat departe în ultimul timp, ajutat fiind de soția lui Anais.
Ce faci, Marcel? Anaïs, nu mai pot. Ce ai pățit, mă? Nu mai pot. Uite-te la mine, ce ai pățit? Ce ai pățit? Zim. Da, nu mai pot. Ce s-a întâmplat? Mi-am stricat familia, v-am distrus, mi-am bătut joc de voi. Nu pot să mai trăiesc. Marcel, calmează-te. Este doar o perioadă mai grea. Toți oamenii, toată familia trec prin așa ceva câteodată. Sunt la final, nu mai. Uită-te la mine. Nu mai pot. Uită-te la mine. Tu ești un om puternic. Cum adică să nu mai poți? Ești dita mai bărbatul. Stai liniștit că o să se rezolve tot. Iertați-mă, v-am distrus viețile și lui ăla micu. Îl discută toți la școală că sunt un bețiv. Și pe tine te-am înjurat, nu pot să mă iertați. Marcel, nu vreau să mă iertați. Marcel, liniștește-te. Pe lumea asta nu mai am nicio șansă. Eu te iert. Ești soțul meu, de asta te-am ales și o să luptăm împreună. Ce ai? M-am lăsat dus de val și nu am făcut nimic. Ba dimpotrivă, m-am răzbunat pe mine și pe familia mea. De mai mult de o săptămână am reușit să-l țin departe de băutură. Cu ceartă, cu scandal, dar am reușit. Uită-te la mine, nu mai pot. Uite, nu pot să-mi stăpânesc nervii, mâinile. Uite cum am mici. Marcel. Am băut doar o bere astăzi. Marcel. Nu mai pot. Marcel, nu-i nimic. Uite cum facem. De acum încolo o să faci tot posibilul să reziști, să bei o bere. O bere pe zi. Și o să vezi că încetul cu încetul o să revii la normal, nu o să mai simți nevoia. Este nu o perioadă grea și o să treacă, Marcel. Eu sunt lângă tine, te susțin. Vezi bine că toată perioada asta am tras cât am putut să fie bine, Marcel. Știi că te-am iubit. Să știi că te-am iubit și te iubesc. Știu, și eu la fel. Tocmai de aceea trebuie să răzbim împreună, Marcel. Anaïs a dus un război lung cu mine. Abia acum îmi dau seama cât de greu a fost pentru ea. Haide, liniștește-te. Uite, deja am pornit pe drumul cel bun. Iulius este la tata, este liniștit, merge la școală, își vede de treaba lui. Mai este un pic, dă bacul, o să ia cu siguranță, o să meargă la facultate. Toate lucrurile se vor așeza. Marcel, trebuie să luptăm împreună, ce naiba? Nu putem ceda. Viața este grea uneori. Nu totul este mereu roz. Trecem prin situații și situații, nu trebuie să cedăm. Doar trebuie să te ții tare. Uite, eu îți promit că o să fie bine. Haide, bagă-te în pat, hai că te ajut eu. Hai, vino încoace, unde? Ia, vino încoace. Stai liniștit aici în pat și eu merg să-ți fac un ceai, da? Și o să te liniștești, o să vezi încetul cu încet o să-ți revii. Nu dintr-o dată, că n-ai cum dintr-o dată. Trebuie să-mi revin. Mai rău de atât, n-am fost niciodată în viața mea. Îmi pare rău pentru Marcel, dar mă bucur că realizează în ce situație se află. O să-i fiu alături în orice caz. Alo? Bună ziua! Fiți amabilă, mă numesc Anaïs Bodescu. Sunt soția lui Marcel Bodescu. Doamnă dragă, vă rog din suflet, aș dori și eu să vorbesc cu domnul director, Predescu George. Da. Da, știu că este foarte ocupat, știu. Vă rog din suflet, dacă se poate, chiar mâine dimineață aș dori să merg la o întâlnire cu dânsul. Vă rog, trebuie să vorbesc neapărat ceva foarte important cu dânsul. Da, mulțumesc. Ok, mâine dimineață la 9. Bine, mulțumesc din suflet, la revedere. Anaïs este extrem de puternică și nu se lasă învinsă de nimic. Femeia și-a făcut un plan pentru a-l ajuta pe soțul ei să-și recupereze jobul. Oare va funcționa? Bună ziua! Să rămână! Domnul George Predescu? Da, să rămână! Mă numesc Anaïs Bodescu, soția lui Marcel. Da, încântat de cunoștință. Bună ziua! Da, cu ce pot să vă ajut? Domnul director, am o mare rugăminte. Vreau să trec direct la subiect. Soțul meu știți că este un bun profesionist și așa. Și
Este foarte marcat de ceea ce s-a întâmplat. El și în același timp știți cum e, ca bărbații. Este un bărbat mândru, nu vrea să arate asta, dar el regretă foarte mult și ar vrea să se întoarcă la firmă. În afară de muncă, ce poate să ofere unul ca el? În ultima perioadă, în firmă, mi-a creat numai neplăceri și pierderi. Marcel are nevoie de acest job. Nu doar că este bine remunerat, dar îi și place ceea ce face. Da, domnule, într-adevăr, soțul dumneavoastră este un profesionist, dar de când a primit funcția asta, s-a cam urcat la cap. Încep să fie cam agresiv cu angajații, vorbește urât, inclusiv și cu mine a avut un ton neadecvat. Îmi pare rău, îmi cer eu iar, scuze în locul lui. Cireașa de pe tor, să zic așa, e faptul că a venit băut. Iar eu asta nu pot tolera. Îmi pare rău și mie. Îmi pare foarte rău. Ce arogant este acest domn George. Nu mi-e ușor deloc să fac ceea ce fac, dar n-am încotro. Știu că a greșit foarte mult, înțeleg, dar vă rog frumos, mai dați-i o șansă, măcar pentru familia noastră, pentru că avem probleme, avem și noi un copil care vede această situație și nu-i prinde bine. Dar și el trebuie să se schimbe, nu știu, să-și schimbe comportamentul, să schimbe modul de a... Să știți că el regretă foarte mult, eu îl văd. El tocmai de asta are probleme. Da, doamnă, uitați care este treaba. O să fie bine. Sunt foarte ocupat, am foarte multă treabă. Haideți să ne vedem altă dată, nu știu, la o cafea, ceva, să mai vorbim pe îndelete, da? Cum ziceți dumneavoastră, da? Important este să vă rog să aveți o discuție cu el ca să-și revină comportamentul, da? Știu că Marcel are un caracter mai dificil și este greu să lucrez cu el, dar în acest moment eu trebuie să-mi salvez familia. Da, deci haideți să... Acum sunt foarte ocupat, trebuie să ajung la birou, am niște lucruri foarte importante de rezolvat. Nu știu, haideți să ne vedem, nu știu, zic, mâine dimineață la o cafea? Cum vreți dumneavoastră. Ați spus dumneavoastră? Da, vă rog, bine. Dar vă rog, domnul Predescu, să mă ajutați. Știți cum este? El este prea mândru ca să vină, este orgolios. Sigur o să fie bine, înțeleg. O să se apuce de treabă și... Știu că negociem, da? Ok, bine. Vă mulțumesc din suflet. Plăcere, să rămână. Mulțumesc mult. La revedere. Stați liniștită că negociem. Ce presupune această negociere? La ce se referea fostul șef al lui Marcel? A doua zi, fără să stea pe gânduri, Anaïs merge la întâlnirea stabilită și speră să obțină ce își dorește. Fostul șef al lui Marcel o așteaptă deja la barul hotelului. Bună ziua! Ce apariție! Mă bucur să te văd! Ia loc, ți-am luat un suc, sper că e în regulă, da? Mulțumesc! Ați și comandat! Da! Mulțumesc foarte mult! Cum ești? Bine! Bine? Mm-hmm. Bine! Și? Continuăm negocierea? Da, bineînțeles, v-am spus. Vreau cu orice preț ca soțul meu să revină. Simt că George nu m-a chemat întâmplător în lobby-ul unui hotel la cafea. Doamna Bodescu nu este de ratat. Mie nu-mi place să pierd timpul, așa că acționez. Mulțumesc foarte mult că ați venit. Și vreau să discutăm foarte serios despre situația mea. Să știți că sunt disperată. Este o treabă extrem de serioasă și de gravă, aici, de gravă, pentru că mi afectează familia. Mai ales copilul. Copilul vede ce face taicăsu și vede că eu mă chinui foarte mult. Și din cauza asta a făcut niște prostii. A ajuns să fure. S-a băgat cu niște derbedei, a furat ca să mă ajute pe mine. Deci sunt obligată la să orice? Fac această treabă. Ca să-mi salvez familia chiar la orice. Ești dispusă la orice? Asta îmi place că ești o femeie hotărâtă. Îmi place că știi ce vrei. Și îmi lași impresia că ești și deșteaptă. Îmi place să cred asta. Nu a spus ea că vrea să negociem? Păi, asta vom face. În cameră vom negocia. Tot ceea ce fac este pentru soțul meu. Sub nicio formă nu trebuie să afle. Eu sunt dispus să-i mai acord o șansă soțului tău. Serios? Dar crede-mă că la prima abatere îl dau afară definitiv și revocabil. Domnule,
domnule director, vă rog să mă credeți. Nu, aveți încredere. Spune-mi tu, da? Spune-mi, George. Nu îndrăznesc că nu. Să nu e. Mi-este greu, dar o să încerc, chiar George. Chiar te rog să-mi spui, George, da? Bine, George. Da? Deci, mă ajuți. Pare că mă înțelege, totuși, poate că nu este atât de rigid pe cât îl consideram eu. Îți place locația, îți place locul ăsta? Da, este foarte, este foarte drăguț și intim. Da, da, da. Chiar îmi place. Dar, te rog foarte mult. Și camera. Te rog foarte mult să nu afle nimeni, absolut nimeni. Stai niște că nu o să afle nimeni. Să fie ceva, nu știu, ceva să știm doar noi doi și atât. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat să fie după. O persoană foarte discretă în ce privește viața mea. Mă bazez pe asta. George este un tip șarmant. Nu pot să nu recunosc asta. Dar dacă n-aș fi fost împinsă de situație, niciodată nu m-aș fi gândit la așa ceva. Hai să mergem să vedem camera, ce zici? Să mergem. O, Doamne, ce are de gând să facă această femeie? Nu-și dă seama că mai rău poate încurca lucrurile decât să le rezolve? Dacă acest om nu se ține de cuvânt și nu-i dă jobul înapoi lui Marcel? Dumnezeule, pentru ce un asemenea sacrificiu? La cât de disperată e, nu se va da înapoi de la nimic, o simt. Uitați cum unii profită de disperarea altora și uite așa Anaïs a ajuns într-un pat de hotel cu un bărbat pe care l-a văzut a doua oară. Este incredibil una ca asta. Femeii pare că îi place această situație după zâmbetul pe care îl afișează. Doamne, în ce lume trăim? După o perioadă, Marcel și-a reluat activitatea la job datorită sacrificiului făcut de soția lui, dar în același timp a revenit și la relația cu alcoolul. Iar asta nu-i convine deloc doamnei Bodescu. Bună! Bună, iubită, m-am și speriat, am crezut că e o pisică pe aici. Ce faci? Ce faci bine? Eu bine de la muncă, dar tu? Iar... Eu am terminat munca. Iar bei, Marcel. Păi am terminat munca. Gata, mă relaxez. Păi nu așa ne-a fost vorba, Marcel. Ai promis că o să renunți. Hai mă, că am terminat munca, mi-am făcut treaba. Dar tu știi cum ce mulțumiți sunt de mine acum. Hai mai Marcel, zău, iar o iei de la capăt. Cu ce? Ai promis că o să renunți. Ai zis că bei doar o bere. Acum iar te găsesc cu sticla de vin la cap. E bine când totul se termină cu bine. Eram sigur o să mă cheme înapoi la serviciu. Acum sunt și mai stresată decât înainte. În primul rând că Marcel a început din nou să bea și apoi că am conștiința încărcată pentru ceea ce s-a întâmplat între mine și șeful lui. Ce naiba, mă, Marcele? Una vorbim, alta facem. Ai promis că o să fie totul bine. Da, este bine. Cum este bine, măi, este Marcel? Iar bine. Ai uitat, dar ai uitat ce ai pățit. Ai uitat prin ce am trecut. Iubito, sunt mulțumiți de mine șefii. Știi cum erau panicați fără mine. Doamne, ferește, îmi dă bani mai mulți acum. Dar nu doar banul contează, Marcel. Ai uitat prin ce ai și trecut. Și munca. Prin ce am trecut. A fost ceva trecător, așa. Mai se întâmplă în viața omului, nu știi? Serios, ai spus că o să încetezi. Iar ai luat-o un pahar, două, trei, zece. Să știi că dacă, dacă nu încetezi, eu mă duc la tata și rămân acolo cu Iulius. Și nici nu-l mai vezi. Ai promis că o să faci... Ce-ai promis? Doamne, iubire, iar mă ameniți. Ai uitat prin ce-ai trecut? Ai uitat? Mi-ai stricat toată tihna pe cuvântul meu. Nu, 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 deci chiar nu pot avea încredere în tine. Dacă ar afla cum și-a recăpătat el jobul, ar fi prăpăd, dar măcar n-ar mai fi atât de mândru de el pe nedrept. Nevastă mea ar trebui să o lase mai moale. Aduc bani în casă. Ce fac după ce termin munca, e treaba mea. Hai mă, Anaïs, pe cuvânt, gata, hai, o luăm de la capăt. Chiar exagerez. În loc să spui și tu ce mai faci, drăguțule, frumosule, ai câștigat bine, ai lucrat bine, fă-mi și mie ceva de mâncare, că, na, ca să meargă și vinul ăsta, nu că... Cum să te iau așa când te găsesc cu sticla la cap? Păi dacă... Deci, exact ca... Nu am mâncat
ca în trecut. Iar o luăm așa? Haide, mă, haide. O să bei un pahar, o să iei două, trei, corpul tău o să-ți ceară și o să ajungem iar de unde am plecat. Pe bune? Facem și psihologie. Lasă că îți spun eu că stăpânesc situația. E totul sub control. Lasă-mă să beau și eu vinul ăsta liniștit și să mi-aduci... Nu cred, Marcele. Să mi-aduci și niște gheață. Ai mâncat înainte de a bea vinul ăla? N-ai mâncat. Ai mâncat. Să mi-aduci și niște gheață, da? Nu ți-aduc nicio gheață. Hai, te rog frumos. Vinul, hai, lasă-mă să... Ia uite. Mă, n-aici, mă. Nu, că mie mi-a ajuns. Sunt sătulă până peste cap. Of, of, of. Nu este deloc ușor sau comod să ai alături un partener cu un viciu autodestructiv. Cu toate astea, Anais încearcă să rămână fermă. În zadar s-a dăruit Anais lui George pentru că nu a rezolvat problema soțului ei în totalitate, chiar dacă Marcel și-a reluat serviciul, la alcool nu renunță de nicio culoare. Marcel, sper că ăsta este ultimul pahar. Ultimul pahar? Cum mai avem? E un set întreg acolo. Nu, ultimul pahar cu vin voiam să spun. Aia, mă, noi seara început. Vrei să-ți dau pe telenovelă? Pe ce vrei să-ți dau? Haide, te rog frumos. Nu vreau să-mi dai pe telenovelă, vreau să bei mai puțin, Marcel. Păi iată, ai promis. Uite, cât am băut de aici până aici, uite, e măsurat. Marcel, este strict treaba ta. De data asta o să vezi că mă țin de promisiune. Ce promisiune? O să mă duc și eu la tata și o să rămân acolo cu Iulius. Știi foarte bine că Iulius trebuie să vină acasă, dar eu nu mai vreau să vadă sticle cu vin peste tot, nu vreau să mai audă copilul discuții între noi, nu vreau certuri, nu mai vreau situația dinainte, da? Păi vezi bine cine începe, mă, Anais. Tu începi discuțiile, eu nu zic nimic. Tu nu zici nimic pentru că ești ocupat cu paharul, da. Cu vinul. E, cu vinul. Uite, mă uit și eu la emisiunea asta. Nu, cum, serios. Cu vinul. Vinul serios. E așa, de sete, nu are nicio treabă. Am muncit, am venit de la servici, bănuțul, cumpărături. Hai, te rog frumos, chiar nu treci orice măsură. Ai uitat ce ai promis, ai uitat prin ce am trecut. Deci, este strict treaba ta. Dacă nu încetezi, eu mă duc și stau cu copilul acolo, o să vezi. Păi văd că l-ai sechestrat acolo. Nu l-am sechestrat. Puteai să te duci oricând să-l vezi. Dar da. Ești prea preocupat de altele tu. Am și un socru. Eu pot să mă duc în toate părțile. Eu pot să fac treabă și acasă și la serviciu. Să mă duc să-mi văd și copilul, să am grijă de toate. Tu nu, tu ai un singur... O singură problemă. Așa sunt bărbații. Bărbații se duc la muncă și vin cu banul. Femeile nu, stau, Marcel, mai mult nu cu copiii. Așa sunt bărbații. Hai că nu plângea ăla micul după mine chiar așa. Până la urmă stă nu-i bine acolo. Asta, dar nu ți-e și ție dor de el? Mie, dar nu-mi face plăcere să-l văd pe socrul meu. Hai că ți-o spun și pe asta. Știi foarte bine, nici lui nu-i face plăcere. Și atunci... Dacă ne ajută, îți face plăcere, nu? Păi, cum să nu te ajute? Că ești fisa, nu? Asta e culmea. Marcel, una e să te ajute și alta e să-ți dea... Mi-a dat acum de m-am îmbogățit. Și să... Îți dea tot timpul bani și să fie tot timpul acolo când ai nevoie. Dai, lasă, că așa se face. Așa e tradiție. Nu s-a dat peste cap. Nu. N-a rămas în stradă el. Nu, tu trebuie să te comporți ca un tată și ca un soț responsabil. Nu să aștepți la tata. Nu aștept nimic. Hai, te rog frumos, aș vrea să-l aduci pe la micu un coace, să mai stea și aici. Care știi că mâine ar trebui să vină, dar ți-am spus... Fără discuții, fără probleme, da? Asta e telefonul meu. Simt pur și simplu că își bate joc de familia asta, de eforturile mele, de tot. Mai avem puțin și va reveni și băiatul acasă. Și toate vor reveni la normal. Bună, draga mea, ce faci? Te aștept la fete la ora 21, da? Acolo în față, cum am văzut. Alo? Vai de capul meu! George, nu pot să cred! Nu pot asta, știi? Mâine cred că ar fi mai bine... Cred că mâine ar fi mai bine, nu pot acum, că... Da, mâine este mai bine, pentru că acum e târziu, e noapte, am treabă...
Vedem cum rezolvăm mâine. Bine. Da, vorbim mâine. Da. Cine, bine, mă? Ce bine, mâine, mă? Cine este? Un coleg. E un... Ce coleg? Un coleg, nu știu, vrea să îmi arate niște planuri și se grăbea, nu știu, nici n-am înțeles pe unde era, ce voia. Păi și ce hotel? Nu. La hotel vă întâlniți? Păi voi? Zicea că e, nu știu, prin apropierea unui hotel și să ne vedem, că... Nici eu n-am înțeles, dar prea cine bine, e? Dar nu are importanță, lasă că vorbesc eu mâine cu el. Mă, mie îmi pare cunoscut. Păi, ce că... nu e dragă cunoscut, e un coleg. Mi s-a făcut rău instant, nu mai pot scoate nici două cuvinte. Nu se poate așa ceva, mă minte în față. Păi ce, pe fruntea mea scrie fraier? Stai așa, stai așa. Lasă-mi, dragă, telefon. Stai jos să nu te mai aud. Stai jos și să nu te mai aud. Păi ce suntem aici? Dar e telefonul meu. Dar telefonul, dar lasă-mi să... Stai jos, am zis. Stai jos, am zis. Nu ce cauți tu în telefonul meu. Stai jos, am zis. Gata, s-a terminat. Până aici mi-a fost. Să văd cum scot cămașa. Stai că vedem acum cine este. Dar dă-mi e telefonul. Stai că lămurim situația imediat. Auzi, hotel? Da. Anaïs, ce faci? Alo, George? George, tu ești? Sunt șocat. Mie nu vine să cred că am auzit vocea lui George. Extraordinar. Băi, femeie, băi, voi vă bateți joc de mine, mă? Tu ai impresia că sunt tâmpit, sunt un prost? Dar George, care George? Ăsta din telefon, e vocea lui, e șeful meu. Ce treabă ai tu cu șeful meu? Băi, femeie, ce rălei pe nu știu? Gata, spun eu, vreau să aflu adevărul. Ați înnebunit, acum vreau să aflu adevărul. Niciun secret nu rămâne ascuns atunci când la mijloc sunt mai mulți actori implicați, iar pentru Anaïs a sosit momentul judecății, în care va trebui să se uite în ochii lui Marcel și să își recunoască greșeala. Care este situația? Care este adevărul? Ce negocieri? La ora 9 seara? Ce hotel? Șeful meu, vi-l prezint. Vă ascult. Să-ți spună el. Nu, spune-i tu, că aici e vorba de, cum a zis, de negociere. Spune-i ce negociere am făcut noi. Ce să spun despre tine? Sau ce negociere ai vrut tu să faci cu mine? Tu în fața mea nici nu te poți numi om. Stați un pic, eu n-am venit ca să mai certați voi. Știi foarte bine ce fel de om ești. Șefule, spune-mi. Marcel, lasă-mă un pic să vorbesc. Ai venit la mine, la birou și m-ai rugat ce? Ce te-am rugat? Da. Nu te-am rugat! Ba da! Nimic ce ai făcut tu și ai spus. Ce m-ai rugat? Nu. M-ai rugat să-l reangajez, da? Și ți-am spus ce fel de om era, da? Ce da, a făcut și la servici, ce a făcut este la birou, greșit? Cum se purta cu oamenii. Da, și ce este greșit dacă am vrut să îi fac un bine soțului meu? El nu a îndrăznit să vină și am considerat... Care, din păcate, o să vă coste destul de mult, doamne. Am considerat că trebuie să fac asta pentru noi, pentru familia noastră, cum pentru adică? Copilul nostru. Cum adică? Adică ce ai făcut? Mă? Eu nu am vrut să fac nimic rău și ce consider că nu am făcut rău. Monstrul în toată situația asta este acest șef al tău. Deci voi m-ați negociat pe monstru? Mine? Da, m-ați negociat dar pe mine? Monstru ești. Eu sunt monstru că ai venit la mine să-l ajut pe soțul tău? Tot eu sunt monstru? Păi da. Și acesta este criteriul după care se fac angajări? Adică totuși vorbim despre un om care a furat din firma dumneavoastră, da? A făcut multe altele. Un om care ar fi trebuit, în mod normal, să ajungă pe mâna poliției, da? Da, eu am considerat că să-i mai dau o șansă, că a venit și m-a rugat. Adică oarecum prin fapta dumneavoastră ați devenit complice, dar mă rog, asta este o cu totul altă discuție, doamnă. Nu, cred că am devenit complice. Atât de mult să-l iubiți pe soțul dumneavoastră? Da, îl iubesc. Chiar îl iubesc și am făcut asta strict pentru el, pentru noi, pentru căsnicia noastră, pentru familia adică noastră. Adică ce ați făcut, domnule? Spune ce ai făcut, dacă tot insiști pe tema. Nu a fost nimic adevărul intenționat din ceea ce s-a întâmplat. Doamnă, atât de mult să-l iubiți pe soțul dumneavoastră? Da, atât de mult. Atât nu v-ați gândit totuși mult la consecințe? Nu v-ați gândit că se va afla? Nu, în momentele alea nu m-am gândit la nimic. În momentele alea nu mă gândeam decât să-mi salvez căsnicia, să-l scot din mocirla în care intrase. Erai dispus să devenise... faci orice, nu? Erai dispus da, să chiar faci orice. Despre ce vorbiți, măi, oameni buni? Despre problema dumneavoastră și știți foarte bine. Ok?
În viață se mai întâmplă să dăm și peste obstacole. Băutura nu este o rezolvare. Nu. Dar și fiul dumneavoastră știți foarte bine că o luase pe o pantă greșită. Cât a încercat soția dumneavoastră să vă resusciteze? Numai eu știu, domnul Ernest. Numai eu știu. Da, e adevărat, dar tot nu înțeleg cu negocierea asta lor. Adică ce au făcut? Ce se întâmplă? Ce adică, se întâmplă? Dar până la negocierea asta, Marcel, câte discuții am avut? M-am rugat cu cerul și cu pământul să-ți revii, să vii cu picioarele pe pământ, da, să fii același adevărat, om și tată, soț. Să fim așa cum am fost de la început. Ai luat-o razna, ai luat-o pe o cale din care n-ai mai vrut să te reîntorci. Și am fost nevoită, am vrut pur și simplu să te salvez pe tine și pe noi, și pe Iulius. Și? Știi foarte bine că băiatul a făcut niște greșeli foarte mari. Putea să fie exmatriculat. Doamnă, putea ați considerat că era singura cale? Nu neapărat singura cale. Pur și simplu era cea mai la îndemână cale. Nu, așa m-am gândit că trebuia să-și recâștige slujba. Marcel, te întreb și am ceva. Venit la dumneavoastră, domnule director. Scuză-mă un pic, Marcel, ție nu ți-a părut ciudat faptul că am avut în urma discuției noastre, te-am zis că te reangajezi, deși spusesem clar că nu o să te mai reangajezi, ținând cont de ceea ce ai făcut. Nu crezi că ne-am văzut de prea multe ori? Ar că am trebuit să încetăm. Nu. N-o să ne oprim. Să continuăm și o să spun și de ce. Ori mi-aduci banii pe care soțul tău i-a furat din firmă, ori eu îl dau în judecată să-mi recuperez banii și va afla și despre noi. Înțelegerea n-a fost asta. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Ești un monstru. Să înțeleg că sunt încornurat? Din păcate, da. Cum? Asta a presupus negocierea. Adică asta e negocierea, nu? Marcel, eu nu i-aș spune așa. Ar trebui, ți-am Doamne spus. Dumnezeule. Ți-am spus de mii, de milioane de ori. Uită-te în spate și vezi ce-ai făcut. Doamne, nu, asta era negocierea nu, ta. Nu, Marcel, am vrut să te scot pe tine din mocirea în care intraseși. Și a fost și plăcerea ta în același timp, nu? Nu, n-a fost plăcere. A fost utilul cu plăcutul, nu? Nu, n-a fost nicio plăcere, din contră. Păi din contră, nu am vrut să se ajungă acolo. Am vrut să te salvez. Extraordinar. Eu m-am dus cu alte gânduri la el. Văd că ești foarte pe forță. L-ai văzut mai tânăr, mai frumos și ce ai zis? Nu e un mare sacrificiu, nu? Și mi-l ajută și pe fraier, adică pe mine. Uite că nu sunt fraier și uite unde am ajuns. Unde am ajuns? Tu, o rușine. Unde am ajuns? O rușine, toți. O rușine? Și tu. Să și ne, tu ești să o rușine. Să ni se toată... Așa ai negociat. Ce toată bun negociatoare ești. Din cauza prostiilor tale? Pentru că te-ai lăsat dus de băutură? Ați profitat de mine că beau și v-ați târât în pat amândoi. Chiar și dumneata, marele șef. Și uite, și mai reangajat. Mamă, și ce băiat bun te dădeai. Te-am băgat la pușcărie. Mi-a fost milă, m-a băgat la pușcărie. Marcel, uite cum stă treaba. De mâine poți să vin apoi la servici și la lucru. Da, eu vă mulțumesc, dar parcă ziceți că o să mă mănânce pușcăria cu banii aia lipsă. Am zis, au fost niște vorbe așa aruncate la nervi, dar m-am gândit și oricine merită a doua șansă. Dar grijă mare să nu mă dezamăgești. Da, șef, o să trăiești. Pentru că în prima ocazie când greșești, plătești. Nu, am terminat. Da? Și cu sportul ăla. Cu băutura cum? Nu mai, gata, v-am zis. Sigur? Nu mai, m-am lăsat de sportul ăla, gata. Da? Bine, mâine te aștept la muncă, îți reiei vechiul post. Da. Și mare grijă, Marcel, să cochii pe tine. Absolut, mulțumesc. Să nu mă dezamăgești, da? Nu, absolut. Mulțumesc. M-am sacrificat și dar totuși, cum de-ați ajuns în situația de a nu mai putea scăpa din această spirală? Pentru că... Trebuia să fie o singură dată. Pentru că acest... Nici nu pot să... Nici nu vreau pentru să-l privesc. Plăcut, nu? Ți-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Ai profitat și m-ai șantajat, știi foarte bine. Fac tot ce pot ca să-mi recuperez banii. Iar până se va întâmpla lucrul ăsta... N-ai altă variantă. O să ne mai distrăm un pic. Nu. Nu cred că poți fi așa. Nu-ți este rușine? Nu-ți este rușine cât m-ai umilit? Păi să-ți fie rușine și ție! Și ție să-ți fie rușine! Ce-ai căutat în patul? Ce-ai căutat în patul soțului meu? Se poate trece peste așa ceva? Tată, am aflat de ce Marcel a fost dat afară de la servici. Bă, băiatule, pentru 20.000 de euro
Doamne, deci nu pot să cred. Nu vede ce am făcut. De ce n-ai respins avansurile? Hă? Tu trebuie să hotărăști cu cine rămâi. Da, te-a obligat. A venit și te-a luat cu forță. Îmi ții-ți rușine. Măi, nici nu mai știu cum să-ți mai spun. Nici nu mai știu cum să-ți mai spun. Te rog, ajută-mă că am vorbit și dacă restituiez banii, își va recăpăta slujba și totul va fi ca înainte. De data asta, nu! Nu v-ați gândit că un om care acceptă un astfel de compromis, să-i spunem, da? O astfel de soluție, nu va fi un om onorabil? Nu v-ați gândit că veți ajunge la cheremul lui? Pentru că asta s-a întâmplat, da? Eram atât de supărată, eram atât de doborâtă de toată situația noastră și am crezut că este un om pe o funcție și că n-ar face așa ceva. Adică nici nu m-am gândit că ar îndrăzni. Adică ajuns în ipostaza unui șantaj dublu, da? Odată că veți ajunge oricum pe mâna poliției și a doua oară că veți afla despre... Exact asta mi-a spus. Dintre cei doi. I-am spus că nu vreau să se întâmple asta. Dar... Tu știi că ai fost una din zecile de femei care vin la el în situații de genul ăsta? Dar are 10 amante. Dar dumneavoastră că știți că oarecum și din vina dumneavoastră s-a ajuns aici? Nu vede ce am făcut. De ce n-ai respins avansurile? Nu? De ce nu m-ai respins? Văd și mesilă de amândoi. Ce vă cercetați? Pentru că eram disperată și voiam să-și recâștige slujba. De câte ori vrei să spun? De adică milioane negați, de ori? Adică negați că ați fi șantajat-o? Da, m-a șantajat. Pur și simplu m-a șantajat. Șantajat? Da. Rușine să-ți fie, că știi foarte bine dar oare, cu ce gânduri am venit. Dar oare mă întreb, soția dumneavoastră știe despre aceste negocieri? Știe? N-are treabă soția, nu trebuie să știe ce fac eu. Da, nu trebuie să știe ce faci tu. Cred normal, că nu faci cred lucruri că știe, bune. Că adică amante... dânsa ar fi de acord, pentru că oarecum sunteți în aceeași situație în oglindă, da? Adică oarecum bunul samaritean îi întinde o mână de ajutor fostului angajat, făcând acest compromis. Soția dumneavoastră, ce părere ar avea? Nu știu, nu cred că i-ar conveni, dar sincer chiar nici nu mă interesează ce părerea soției. Eu știu ce am făcut. Uite că mă interesează pe mine detaliul ăsta. Nu cred că i-ar conveni niciunei soții. Nu văd ce legătură. Asemenea situație. Am și ca să ajut un om. Și nici invers. L-am ajutat. Și acum văd că mi se dă în cap că am vrut să ajut un om. Ajutat, dar te-ai dat la... Vorba aia, facerea de bine, se știe. Păi, dar ce ai făcut bine? Ai făcut bine. Da. A făcut bine. Cum ai ajutat? Nu sunt mulțumit. Nu l-am reangajat? Pur și simplu, când după ce a făcut, să-l reprimești, îl reprimești. Să nu purtați pică sau să mi-o luați în nume de rău, dar mi-am permis libertatea totuși de a o anunța și pe soția dumneavoastră. Oh. Cum adică? De ce? Crenguța știe, a aflat adevărul. Cum adică a aflat adevărul? Dacă îmi permiteți. Deci, șefule, se pare că mâna asta a fost pierdută. Ai jucat cu cărți false. Vezi cu cine te-ai... Bă, dar ție nu ți-e rușine, mă? Bă, tu îți dai seama ce mojic poți fi? Bă, tu cât crezi că mai suport escapadele tale? Ce cauți aici? Ce caut aici? Păi ce cauți tu în situația asta? Să-ți fie rușine? Tu de ce cauți să-mi fie rușine? Că am vrut să ajut un om? Ai vrut să ajut un om? Vai de mine! Așa se ajută un om? Iar m-a ajutat. Mă, băiatule! Deci am acceptat tot, toate chestiile tale, ți-am acceptat toate femeile, toate... Mă, dar chiar în halul ăsta cu soțiile angajaților? Care soții? Bă, băiatule, tu-ți dai draga seama? Draga mea, ascultă-mă, n-a fost care nimic. Care draga mea, că stau fost, una? Care fost, draga mea? A fost un om. Care înțelegi? Draga mea, adică sunt draga ta acum? Din cauza ta s-a întâmplat. Nu ascultat tot ce ți se spune, că nu e adevărat, am vrut să-l ajut. Păi și cu cine e, nu e adevărat, hai să fim serioși, nu este adevărat. Vreți să o întrebăm și pe doamna Anais dacă este sau nu adevărat? Că până acum vă lăudați ce dure au fost negocierile, în câte locuri s-au purtat negocierile. Chiar de negocieri era vorba, dacă vă gândiți la altceva. De negocieri. Acum spui, băi, dar cu atâta nerușinare, ci că vă gândiți la altceva, păi tu ai confirmat. Ce am confirmat? Că am negociat, da? Și ți l-am reangajat. Domnul nu să știi ce s-a întâmplat. Acum ai schimbat unei femei, asta ai negociat? Nu-i adevărat. Dumne, dar dumneata chiar stai mămăligă, așa chiar nu pot să spun nimic. Dumne, v-am întrebat, știi ce s-a întâmplat? Păi știu ce s-a întâmplat, da? Am auzit ce s-a întâmplat. Dar nu numai cu soția mea. Nu să știți că eu lucrez acolo și îl văd zi de zi cu alte femei?
Hai că acum... Când ai văzut cu alte femei? Marcel, ai grijă ce spui. Ce să spun? Marcel, ai grijă ce spui, că nu-i adevărat. Știu prea bine ce faci, măi. Nu pot să cred. Zeci de bărbați. Și pe mine m-am conorat... De ce? Auzi că m-a angajat. Te-am ajutat, nu te-am înconat, e o diferență. Ce mă moligă? Ce vreau să fac? De unde să știu eu? Cum l-ai ajutat? Eu, umilindu-mă pe mine? Nu ți este rușine? Nu ți este rușine cât m-ai umilit? Păi să-ți fie rușine și mai jignit. Și ție să-ți fie rușine. Ce-ai căutat în patul? Ce-ai căutat în patul soțului meu? Eu nu am căutat. N-a fost în patul. Nu am căutat. El m-a obligat să ajung acolo. Vai săraca, el te-a obligat. Și am făcut asta pentru soțul meu, pentru că-l iubesc. Și cu cine, mă? Bă, dacă era o puștoaie, că înțelegeam. Până una, sau una, una pe alta, eu am fost cel șantajat. Dar tu nu vezi că e mai în vârstă? La el nu contează. Cum poți să faci așa ceva? La el nu contează, orice femeie. Dar ție nu-ți e rușine, bă, dar din jos ești. Vă spun eu. Ai făcut de râs și o să mă faci de râs, tu-ți dai seama ce va spune lumea? Tu-ți dai seama ce se va întâmpla? Ce să spună lumea? Nici nu mai vreau să te văd. Mă, ție nu-ți e rușine. Măi, nici nu mai știu cum să-ți mai spun. Nici nu mai știu cum să-ți mai spun. Vai de mine. Acum, și voi ce stați așa și vă uitați? Acum nu-i mai povestești nevestei tale? Ce să-i povestesc? Ce ai spus înainte să vină ea? Ai povestit că, vezi, Doamne, eu am venit și m-am oferit pe tavă. Nu este adevărat. Eu am venit să discut cu tine pentru că soțul meu a făcut ce a făcut. El, din orgoliu, din, nu știu, de rușine, de una, de alta, n-a venit la tine. Eram într-o situație foarte dificilă cu banii și apoi... Am venit să discutăm, întrebarea să-l reangajez. Întrebarea mea este... Nu am venit să mă bag în patul tău. Întrebarea mea este... Se poate trece peste așa ceva? Păi, nu știu, Ernest, eu zic că nu. Tu ai trece soția peste așa ceva. Soția dumneavoastră spune că a făcut ceea ce a făcut din iubire față da. De dumneavoastră. Am făcut din iubire pentru tine. Am încercat să-ți deschid ochii. Am fost și la tata, m-am rugat cu cerul și cu pământul să-mi dea bani. Să-mi dea bani să te salvez. Puteai tata să nu faci a mai vrut, pentru că de la începuturi tata a văzut ce fel de om ești. N-a avut încredere nici în tine. Ne-a dat casă, ne-a ajutat cu bani ori de câte ori a fost nevoie. Dar de data asta nu a mai vrut. Tată, am aflat de ce Marcel a fost dat afară de la servici. A furat bani din firmă și a jucat. Iar a luat-o pe jos. Da. Panta asta, fie rar să fie, tată. Dar abia credeam că am scăpat de chestia asta. Tată, te rog frumos, te rog, ajută-mă că am vorbit și dacă restituiez banii, își va recăpăta slujba și totul va fi ca înainte. De data asta nu și un nu categoric. Știi de ce? Tată. Ăsta este în stare să se folosească de această oportunitate ca să meargă în continuare pe jocuri. Tată, știu că tu asta crezi, dar te rog, te rog, vreau să-mi salvez căsnicia. El deja este pe drumul cel bun, o să vezi. Nu este, cred. Este spre vindecare. Nu dacă, cred. Dacă merge din nou la servici, îi plătesc. Eu țin la tine, dar banii. Asta nu o fac. Nu o fac. Tată, de data asta hai, nu. Te rog, ajută-mă, mereu m-ai ajutat. Eu te ajut când ai tu vreo nevoie mică, așa. Dar așa ceva, ca să plătesc o datorie a unui jucător, nici vorbă. Pur și simplu m-am văzut nevoită am să înțeles, merg la să șeful fie tău. Am înțeles dar situația. Dar tu n-ai văzut, n-ai auzit, ai continuat cu ideea paharul e că eu nu pot să trec peste mizeria asta. Nu aveam nevoie de un sacrificiu de genul ăsta. Ai făcut un sacrificiu suprem, ca să zic așa. Da, nu suprem. Aveam nevoie de el. Nu aveai nevoie? Mai bine rămâneam așa, cu bani. Foarte datori bine. La închisoare, decât să fi făcut mizeria deci asta. Deci asta este recunoștința. Cu deci eu m-am... Și să vină nevasta să ne judece. Am ajuns să mă umilească că el în fața tuturor. Păi mă simt și eu umilit, și de el și de ea. Iar ca să fie tu, clar. Iar tu, nerecunoscător. Altă victimă. Uite o altă victimă. Știi ceva? Uite să ai grijă de soțul tău. Colaterale. Haide mă, nu vă e rușine, să vă fie rușine. Să vă fie rușine. Se poate trece peste așa ceva? Da, absolut nu, Ernest. Deci asta este încheiată. Deci eu nu mai pot să te privesc pe tine ca pe o femeie. Deci relația noastră este ruptă definitiv. Mi-e silă, pur și simplu. Da? Asta e mulțumirea ta? Eu nu te-am lăsat pe tine. Eu am vrut să te salvez și asta e mulțumirea ta. Bravo, ai înțeles foarte bine. Dragostea mea pentru tine. Păi ți-e ruțe rușine, mă, să faci așa ceva? Pentru 20.000 de euro? Păi ce faci, mă, băiatule? Tu mă aduci pe mine în sapă de lemn? Lasă-mă în pace, te rog! Ce te-a dupăt? Tu mă aduci pe mine în sapă de lemn? Păi normal că nu sunt banii tăi. Păi ce, tu ai muncit pentru acești bani? Nu! Tu ai venit la de gata!
Bă, băiatule, pentru 20.000 de euro? Doamne, deci nu pot să cred ce ascultă ce spun. Deci, tu cu mine ai terminat-o. Arrivederci, ai plecat. Ei, ia nu mai certat aici la mine în casă. Mi-ați făcut destul rău, vă rog. Afară, duceți-vă și rezolvați-vă afară problemele. Hai, nu în casa mea, hai, dar niciun. Hai să vorbim. Vreau să mă mai văd pe niciun. Hai să vorbim. La revedere. Nu am vrut decât să-mi salvez căsnicia. Nu am vrut decât să-l scot din morcilor pe soțul meu, pe care, într-adevăr, îl iubesc. Nu știu cum se vede din afară, dar eu nu am avut intenții rele. Eu vă înțeleg, doamne, dar nu trebuia să fi procedat așa. Marcel, ca de obicei, și înneacă amarul în băutură, care de astăzi va fi singurul partener, pentru că nu a mai fost capabil să aleagă conștient. Mamă, ce s-a întâmplat? Spune și mie. Ce s-a întâmplat? De ce nu m-ai lăsat să intru și eu acolo? Stai liniștit, nu te mai agita, mamă. Nu pot să spun ce s-a întâmplat, pot doar să spun concluzia. Eu cu taică tu nu mai avem nicio cale de ieșire. Păi, am încercat tot ce am putut. Eu cu taică tu o să divorțăm, mamă. O să divorțezi? Și în acest caz, tu trebuie să hotărăști cu cine rămâi. Cu el sau cu mine? Mamă, că îți dai seama, rămân cu tine, cum să rămân cu el? Ok, rămâi cu mine, îți iei băgăjelele și mergem la bunicu și o să stăm la bunicu. Până când o să vedem unde o să ne mutăm, că vreau să fim noi doi, să avem o viață liniștită și așa mai departe. Simt că ascund ceva de mine. Mami, nu ți-ascund nimic, doar că nu este momentul potrivit. Îți promit că atunci când voi fi pregătită, îți voi spune ce am făcut eu. O să spun mama. Mamico, dacă tu așa consideri că este bine și așa simte inima ta să facă și consideri tu știi mai bine și îți respecti decizia. Deci mergem împreună. Hai să ne facem bagajele și gata. Sacrificiul poate lega sau la fel de bine poate destrăma o familie. Astăzi, din păcate, familia Bodescu a luat-o pe căi separate, iar domnul Marcel a ales calea autodistrugerii, fără să se gândească la consecințe. Dependența de alcool nu doar destramă familii, ci distruge vieți, iar fără ajutor specializat, nu poți scăpa din acest labirint cu gust amar. Am nevoie de bani de mâncare. De ce trebuie să avem mereu discuția asta? Tu abia am răspuns la telefon, da? Cine știe când te mai prind? Asumă-ți responsabilitățile pe care ți le-ai luat. Să nu mai ai nicio îndoială vreodată în ceea ce spun și să nu-ți mai faci tu vreo grijă de dacă am eu sau nu am și așa mai departe, da? Tu meriți mult mai mult decât am eu de oferit. Chiar am nevoie de sprijin în perioada asta și îți mulțumesc foarte mult. Ți-l ofer, din suflet ți-l ofer. Mulțumesc. Și nu neapărat ca șef, ca prieten. Mă faci să reușesc. Te rog. Când te văd așa înțelegătoare și simpatică, te-ai jurat de nevastă, sincer. Sau mai bine, nu. De ce nu? Dacă era, eu divorțam de maică ta de 20 de ori și ea de mine de 30 de ori. Da? Uh-huh. Dar ne-am gândit și am pus în primul plan familia. M-am gândit foarte bine și cred că este momentul ca noi să încheiem.